Cluba prezintă cartea zilei. Suntem pe terasa Cluba, e o după amiază plăcută de vară. Sunt Leonard Ancuța, bine ați venit la Cartea Zilei. Servim o cafea Cluba. Și avem pentru astăzi Bohumil Hrabal, o singurătate prea zgomotoasă, unde întâlnim de altfel un personaj foarte, foarte însingurat, un personaj de o umanitate înfiorătoare, un personaj care este înconjurat doar de cărți și de amintirile sale, un personaj care trăiește într-o lume specială, o lume în care, pe de o parte, colecționează cărți, pe de altă parte, le distruge. De 35 de ani, răul cărții, Hanta, presează hârtie, distruge cărți. În același timp, dintre cărțile pe care le distruge, alege câteva pe care consideră că merită să fie salvate. El decide ce cărți trebuie salvate. Iar când nu face acest lucru, merge în puburi, consumă bere, este un înrăit consumator de bere, răul nostru Hanta, la fel ca și Hrabal, care la rândul era un mare iubitor de bere și de pisici. În felul acesta decurge viața personajului nostru, între cărțile sale, cele pe care le distruge, cele pe care le păstrează și le citește apoi pentru a înmagazina în sine pildele și cunoștințele pe care aceste cărți le transmit. Când nu face aceste lucruri, își rememorează viața, își aduce aminte de momentele în care a iubit, pasiunile sale, clipele din copilărie sau din tinerețe în care a fost în căutarea sentimentelor care să-l definească, regăsindu-se înspre partea a doua a vieții, la fel de singur ca la bun început, după 35 de ani în care face același lucru mecanic, același lucru care se tot repetă, cumva povestind despre destinul său care pare a nu avea niciun rost și în care singurul lucru care îl definește cu adevărat este în fine singurătatea sa monstruoasă, zgomotoasă, singurătatea sa care nu se mai termină, singurătatea care efectiv poartă un al doilea nume al său în loc de Hanta. Sunt Leonard Ancuța de pe terasa Cluba. Vă invit să citiți, să deveniți altcineva. Ne revedem mâine la Cartea Zilei. Cartea Zilei v-a fost prezentată de Cluba.